dacă fac 35 de sărituri, 7 ori 5, uite Mario, deci mai le-am încă o dată pentru tine, eu trebuie să-mi imaginez că prietenii noștri sunt reprezentați prin tine. Eu asta trebuie să fac aici. Deci problema îmi place din ce mai tare, până mă apropii mai mult de ea, cu atât efortul pe care să-l fac pentru a înțelege tu problema, cu atât mai interesant devine. Deci, să vedem ce înseamnă asta. Frecvența. Câinele, ogarul, este un pic mai lent, face 5 sărituri, vulpea este mai iute, da? Însă cele 5 sărituri ale lui, datorită alungii, cele 5 sărituri ale lui, fac cât 6 ale vulpii. Adică, dacă vrei 10 metri, și unul și altul fac 10 metri. Dar pe distanța asta de 10 metri, ogarul sare numai de 5 ori, iar vulpea pe 10 metri, ca să-i facă, trebuie să sară de 6 ori. Da? Pe 10 metri. Deci pe 10 metri se întâmplă așa. Deci, în timp ce parcurg 10 metri, și ogarul și vulpea, deci pe 10 metri, unul face în 5 sărituri, dar celălalt îi trebuie 6 sărituri. Bun? Acum, eu am mai pus încă 10 metri. Încă 10 metri, încă 10 metri. Am mai pus 7 situații de 6 de câte 10 metri. Din ce motiv am pus eu încă de 7 ori? Pentru că am nevoie să se repete de 7 ori ISO-ul ăsta. Că 7 și cu 5 nu se leagă, măi. Nu se leagă. Și atunci eu am zis, hai să fac de 7 ori. Ca pe rezultatul ăsta, de 35, să-l surprind acum în echipaje de câte 7. Asta că acum cred că mă duc pe problemă. Deci Cele câte sărituri? 7. 7 ori 5, 35, da? Le surprind așa. Într-un echipaj de 7 sărituri de ale... Fir, domn profesor. Ogar. Puneți-l în fir, înțeles. Da, da, da. Exact. Acum, 7 sărituri de ale ogar deodată. Apoi încă 7 sărituri de ale ogar. Deci cele 35 care le-am aici, la îndemână, le pun în echipaje 37, 7, 7 și cred că trebuie să fac mai mic ca să fie, să ne iese 5, nu? Așa, hai că ne ducem pe problema acum, ușor. Deci 7 sărituri odată. Aveam câte aici? Uitați-vă ce ocurre, 35, nu? Uitați-vă aici, 35. Dar acum împart în echipe de câte 7. Deci fac odată un 7. Iarăși un 7. Iarăși un 7. Iarăși un 7. Și în sfârșit un 7. 5. 5 ori 7, 35. Perfect. Deci cele 35 care au câte 5, 5, 5, le-am făcut câte 7, 7. Dar cât consumă pentru 7 sărituri? Exact cât consumă vulpea pentru 8 sărituri. Deci acum, cele 6 sărituri. Cele 6 sărituri. Cele 42 sărituri. Da, trebuie să le împart tot în echipe de câte 5. Eu tot în echipe de câte 5. Deci, aici erau cele 40 câte am zis eu? 35, da? 35 ale... Ogarul. Acum, săriturile tot în 5 se le fac. Și o să spun, o echipă de 5, o echipă de 5, dar nu pun 5 în fiecare. 5, nu, sunt 8 sărituri ale vulpii. Da? 8 sărituri, 8 sărituri. Și 8 sărituri. 8 sărituri ale vulpii. 8 sărituri ale vulpii. Deci,
Fostul 35, fiindcă le-am împărțit în 5 grupe, de câte 7, tot același lucru fac și pentru cele 42 de sărituri, punând acum câte 8, cât echivalentul înseamnă 7 și 8 sărituri. Dacă ating, 7 și 8. Și îmi rămân aici, câte îmi rămân? 2. Fiindcă 42 erau, 42, rămân 2 sărituri. Două sărituri. Am recuperat două sărituri. În mișcarea asta, cât Pogarul a făcut un echipaj de 35 sărituri, reușește, după un efort de ăsta, să recupereze două sărituri de ale grupii. Deci abia acolo ajunge. Și atunci, câte sărituri avea el de făcut, Pogarul? 12 sărituri. Deci el când recuperează, atenție, când recuperează doar două sărituri? În 35 de sărituri ale lui reușește să le recupereze pe cele două. Și atunci, cum noi avem 12, 12 împărțim la 6, la 2 și fac 6 astfel de situații, una, ca să recupereze pe fiecare. Da? Și atunci am reușit să fac clar, să spunem, de ce 2, 35 ori, da. El recuperează în 35 acolo. 35, și mai ia încă o dată 35 și încă o dată 35 ca să recupereze cele 12, la fiecare echipaj de 35 recuperează 2. Și atunci, deci, să înțelegem așa, că... Faci 6 echipaje. Așa. Deci, în 35 de sărituri ale Ogarului, am recuperat două, da? Au rezultat două sărituri ale vulpii recuperate, da? Iar mai facem 35 de sărituri ale Ogarului și iar două sărituri ale vulpii și iar 35 de sărituri ale Ogarului și iar două sărituri ale vulpii recuperate. Și uite așa, 1, 2, 3, 4, 35 de sărituri ale Ogarului și 35 de sărituri ale Ogarului. Câte două la fiecare și în sfârșit ultima. Da, 6. Da? 35 de sărituri ale Ogarului. Câte două? 2. Deci la fiecare grupaj de 35 pun două recuperate. Mai și de aceea 35 ori 6 îmi dă numărul de recuperare, numărul de salturi ale Ogarului. Deci, practic, la 35 de sărituri, da? El recuperează. Recuperează două. Și cum recuperează? 12 dată 2, 6 și atunci fac deci, timpul la 35 când ajunge, 2. El încă două. De aceea trebuie să facem echipe de câte 35. Și trebuie să facă 210 sărituri să ajungă. Ca să ajungă pe... Foarte frumoasă. Mai am o dată de... Trebuie să mă fac el, bineînțeles. Și foarte bine ați pus-o. Da. Deci mai rău o dată. Am ca informații că vulpea e în față cu 12 sărituri. Însă, în efortul pe care trebuia să-l fac pentru a vedea cum recuperăm cele două 12 sărituri ale vulpii, autorul mi-a dat niște comparații care nu sunt chiar la îndemână. Adică nu văd eu foarte bine cum anume recuperăm pe aici. Și atunci, zice așa, 5 sărituri de ale Ogarului înseamnă 6 sărituri de ale vulpii. Deci 5 sărituri de ale Ogarului, 6 de ale vulpii. Și mai aveam că în timp ce Ogarul sare 7, face 7 sărituri, vulpea e mai iute, în același timp, ea sare 8. Deci, vedem că datorită acestui lucru, acestei comparări, cât 7 sărituri de ale Ogarului înseamnă 8 sărituri de ale vulpii, și cum eu aveam aceeași distanță, mi-a venit în minte să mulțesc cu 7. Deci aici se pornește problema. Ca să văd de eu,
echipaje de câte 7, în relația asta, 5 și 6 sărituri, în relația asta, să văd ce se întâmplă după cele 7 grupe. 7 grupe de câte 5. 7 situații de acestea. Și observ aici că îmi dă 5 ori 7, 35. Și acum cele 35 de sărituri le împarte în grupe de câte 7. Câte 7, câte 7, câte 7. Da? Pentru că am echivalentul în timpul acesta, în sărituri de a le vorbi, distanța asta măsurată, înseamnă cât? 42 de sărituri. Deci, aceeași distanță de 35 de sărituri înseamnă, aceeași distanță înseamnă 42 de sărituri ale vulpii. De acord, da? 42. Asta îmi spune că eu voi face acum grupe de câte 7 ca să pot pune de desubt echivalentul lor în sărituri de ale vulpii. Tot? 5. Da? 5, 1, 2, 3, 4, 5. Și în rest, fiindcă 42 au fost pe distanța respectivă, vulpea au sărit 42 de ori, rămân câte două sărituri. Păi acestea, în plus, sunt tot mai recuperate în distanța asta. Da? Tot mai în distanța asta se recuperate. Și atunci apare ideea că astfel de situații de câte 35, câte trebuie să fac eu pentru a recupera? Cum avem de recuperat 12, deci fac 6 situații de acestea și numărul lor este acesta. Hai cum la tata. Hai, te rog frumos. Nu fac decât să stăm așa de vorba amândoi. Ca doi prieteni. De ce, mă? De ce? Că n-ai înțeles-o, ai spune drept. Nu înțeles-o. Așa, mă, așa. Asta trebuie să spui. Eu de asta am insistat. La fiș atent. Da. Eu am înțeles-o. Da. Mai facem o dată și de data viitoare te scot la tablă. Dacă ați fi văzut, dragilor, așa că... Da, ce oftat. Da, ce oftat ați scos aia acum. O garbă să le da bătăi de cap. Asta este măsura a ceea ce înseamnă că eu n-am reușit să explic un drept. Da, așa e. Ba da. Eu, păi dar nu tu trebuie, ci el. Eu am obligația ca pentru el să fac asta. Da? Deci, mai reluăm o dată. Nu putem face problema dacă nu înțelegem foarte bine. Ai înțeles că vulpe era cu 12 sărituri de ale ei, ea este în față, 12 stătea în față. Când începe alergarea, și vulpea aleargă, și ugarul aleargă. Ca să o prinde, el trebuie să recupereze peste 12 sărituri. Nu e altă soluție decât așa. Să le recupereze pe astea care are față. Ce se întâmplă? Trebuie să urmărim că deplasarea se întâmplă simultan. Dar datorită faptului că câinele, ugarul, are alonja mai mare, da? Deci el sare în timp ce sare 5, doar 5, vulpea sare 6. Ar părea aici că ea e în față. Da. Ea e în față și încă sare în față, nu? Se duce mai mult. Ar părea că ea își mărește. Nu își mărește pentru că 7 sărituri de ale ogarului, în timp ce el sare 7, vulpea sare 8, da? Și atunci, datorită relației de aici 5 și 6, reușim să gândim. Și anume, iată cum gândim. Că zice așa problema. 5 sărituri de ale ogarului. 5 sărituri de ale ogarului. 5 sărituri ale ogarului. Echivalează cât 6 sărituri. Parcurge aceeași distanță pe care o parcurge asta, 6 sărituri. Asta, e aceeași distanță. Eu de aici am plecat cu problema. 5 sărituri de ale ogarului
înseamnă 6 sărituri de vulpii, adică aceeași distanță. Aceeași distanță. Iată cum am plecat. Aici este vulpea și aici este ogarul, da? Da. 5 sărituri de ale ogarului, cât 6 ale vulpii. O alt echipaj de 5, ia 6 vulpea. Alt echipaj de 5, alte 6. Și așa mai departe. De ce nu m-am dus eu la 10? Sau 11, sau alt număr de echipaj de astea. M-am oprit la 7. Păi uite ce spune. 7 sărituri de ale ogarului. Acum am început să le fac pe cele 35 în câte 7 sărituri. O săritură, două, un echipaj de 7, un echipaj de 7. Deci îmi trebuia echipaje de 7. 7 sărituri de ale ogarului înseamnă 8 sărituri de ale vulpii. Cum în 35 câte echipaje de câte 7 fac? Fac 5 echipaje. Atunci, ca să am egalitatea de aici, îmi trebuie tot 5 echipaje. 5, 5, 5, 5. Dar câte aveam aici de distribuit? 42 de sărituri de ale vulpii. Că aici avem 6 ori 7, 42. 42 de sărituri, câte 5, nu rămâne doi rest. Și asta îmi spune că în echipajul de 35 am recuperat două sărituri de ale vulpii. Iar două sărituri de ale vulpii, iar două sărituri de ale vulpii. Uite, așa m-am tot dus până când am recuperat practic cele câte sărituri? Cele 12 sărituri. Da? Deci 12 sărituri au fost recuperate. Cum să mai încerc eu să mai fac încât un... Nu ai ajuns la lângă mine. Nu mai, nu ești lângă mine. Nu mai ești de vină. Nu mai ești de vină. Niciodată nu mi s-a întâmplat ca tu să rămâi urmă. Nu mi s-a întâmplat. Acest moment este al meu. Mai vedem încă o dată. Povestește tu problema. Eu încearcă tu să-mi explici și o să văd dacă înțeleg. Zi așa. Vulpea este în față. Începe să mai. Vorbește și unii nu pot să te ajut. Sunt aici în fața ta. Vulpea este cu 12 sărituri mai în față decât ogarul. Sărituri de lei. Da. Da. Că ogarul face 7 sărituri, iar vulpea face în același timp 8 sărituri. Adică în clipa în care sare 7 ori, vulpea care e mai iute, în același timp, da, sare 8 sărituri. Deci noi când vom gândi un echipaj de 7 sărituri, trebuie să vedem în partea cealaltă, ca și consum de timp, 8 sărituri ale vulpii. Deci în timp ce vedem un echipaj de 7, trebuie să vedem de sub 8 sărituri ale vulpii. Că așa sunt echipajele. Odată, 7 sărituri de ale ogarului, cât 8 sărituri de ale vulpii. La același timp consum. Mai departe. Ce mai spune autorul? Uite, mai spune așa. Distanța pe care o parcurge ogarul în 5 sărituri este aceeași... Vulpea care face în 6. Da. Deci pe aceeași distanță, ăsta sare de 5 ori. Da? Și vulpea sare de 6 ori. Și acum ce am făcut? Distanțele acestea care sunt egale, le-am văzut și la ogar, și la vulpe. Ogarul, de ce am zis de 7 ori? Pentru că aveam noi de 7 ori sărituri de ale ogarului de prins. Să vedem când ajung ei în același punct. Da, sigur. Nu? Deocamdată prin mișcarea asta, când înmulțesc cu 7, asta, da, și fac de 7 ori, surprind de fapt că distanța pe care o face ogarul în cele 35, la 35, este egală cu distanța pe care o face 42 de sărituri. Și ca să fie egală, trebuie să o facem egală. Da? Și atunci avem un plus de 2 sărituri. Exact. Deci pentru a... Încă o dată. Distanța pe care o face
Ogaru. N-am înțeles de ce sunt două sărituri. Unde? Corect. Pentru că pe 42, dacă sunt ca echipaj de 8, 8, 8, 8, 8, da. Câte echipaj de 8 sunt aici? Tot 5, trebuie să le comparăm, da? 5 ori 8. 5 ori 8. 5 ori 4. 10 și rămâne 2. 2. Ai făcut un calcul și ai zis că rămâne 2. Nu rămâne... Da. Nu. Da. Dar de unde avem 42 de sărituri? De unde ești 42 de sărituri ale vulpii? De la... 6 ori cât? Ori 5. 6 ori? 7. 6 ori 7. 7. Deci, cât timpul Ogaru face pentru distanța asta, 35 de sărituri, vulpea, pe aceeași distanță e nevoită, fiindcă e mai scurtă, mai mică, să facă 42 de sărituri. Deci, pe distanța asta, câinele Ogaru face 35 și pe toată distanța asta, vulpea face 42. Ei bine, 42, acum îl vedem în grupe de câte 7. Și pe 35 și pe, și pe 42. Și pe 42. Pentru că 7 sărituri egal cu 8. Înseamnă 8 sărituri ale vulpii. Și acum am vrut să văd de desubt câte echipaje de acestea fac cele 5 echipaje și câte rămâne în plus, cât a recuperat. Câte din 42 la vulpe, făcând 55, 42 înseamnă să îmi recurez două sărituri ale vulpe. Și cum eu aveam câte echipaje acolo? 5 euro 40. Deci 5 euro 40 și două mi-au rămas în plus. Da? Acum, avea două la un număr de 35, la un număr de 35 de sărituri ale Ogarului, avea două de ale vulpii, recuperăm. Și noi câte trebuia să recuperăm în total? 12 sărituri. Atunci, Ogarul, pentru el, păi trebuie să fac încă o dată 35. Și încă o dată 35. Și încă o dată 35 de acestea, echipaje de 35. De 6 ori. De 6 ori, ca să vorbim. 35. Și încă 35. Și încă 35. Și încă 35. Și ca să aflăm. La 5 35 ori 6. 35 ori 6, că de număr de recuperare. Total, cât am recuperat. Și-a trecut o oră. Da, dar important este să vedem dacă reușim să ajungem cu problema la copil. Da. Problema o mai rămâne în studiu la mine. Da. Deci am mai rămâne în studiu până când eu am să găsesc forma cea mai plăcută de exprimare. Pentru că încă prinde semnul tot ce am făcut eu aici, prin efortul ăsta, nu-mi place mie cât de frumos m-am exprimat. Nu-mi place, pentru că copiii, eu am să vă rog, dragilor, după ce am explicat aici și m-am trudit atâta, o oră întreagă, ar vrea la lecția asta să vedeți cum ești să spune profesorii, mai muncește un pic, că nu m-ai convins. N-ai ajuns, așa cum ești tu acum, cu ochișorii tăi, spui. Să spui lucrul ăsta. Nu-mi place cum ai explicat. Vreau mai pe înțelesul meu. Da? O înțeles că la 2 nu înțelegea. Ce-i cu 2 ăla? Mai înțeles, nu? Mai fac o dată precizarea asta. Da, ai obosit tu de atâta. Nu mă place. Dar ce ți-o vine, mă, să fii problemat? Spune, spui că ai făcut-o. Dar dacă i-ați dat o temă, da. El e corect. Ce faci să spune ce nu? Eu trebuie să știu că tu ai problemă. Aseară la 10 vreau o gară. Ia mă las, mă bat eu la 10 cu o gară. Da. E o problemă foarte, foarte tare. Foarte. Trebuie să găsim miezul ei ca să putem să ne explicăm. Și formularea e de așa natură. 5 egal cu 6. 7 sărituri sunt egale cu 8 sărituri. Da, 7. Distanța pe care o parcurge în 5 sărituri, da, este aceeași cu cea care o parcurge în 6 sărituri. Deci, practic, Ogaru, dacă pleacă de acolo până aici, el face 5 sărituri. Da. Iar vulpea face 6. Pe aceeași distanță. Corect. Și, la și acum moment, eu am încercat să văd. Da. Să multiplic de 7 ori pentru șapte a mă duce... 7 sărituri. Așa, pentru a mă duce la compararea pe așa. Pentru comparație încercăm și
Dar deci, nu e 7. Deci, din motivul ăsta, am luat de 7 ori ca exact. Să mă duc în mătrești. 35. Da. Și am constatat că în echipajul de 35 de sărituri ale ogarului, înseamnă 42 de sărituri ale vulpii. Și acum este momentul de egalitate de aici, 7 cu 8. 8. Da. Da. Și fac în, pe 35 îmi bat la câte grupe de câte 7 am zis? 5 grupe. Ca în dată 42 să împart la 5. La 5. Tot în 5 grupe, că egalitatea asta de aici îmi spune. Da. 7 cu 8. Da. Și tot 5 grupe trebuie să fac. Și atunci 42 împărțând la 8 pe 42 rămâne 2. Rămân 2. Sunt cele 2 sărituri recuperate de ogar. Și în condițiile acestea am surprins că mi-ar trebui astfel de situații, câte astfel de situații, că dacă pentru astfel de 35 recuperez doar 2, câte astfel? 6. Da? Pare de acum parcă mai la îndemână, dar trebuie să mai insist. Repet, eu sunt ăla care nu sunt mulțumit de mine. Ce-i treaba ta că tu, eu sunt nemulțumit de mine? Tu spui așa, muncește, că doar de-aia. Ești profund, n-ai și vrei să ne convingi. Da? Cealaltă problemă a fost mai ușor de nebunesc, nu? Da, dar și acolo la fel mi-a plăcut că nu a găsit egalități. Le-am bățit cu 7, cu 5, s-a jucat foarte frumos. Deci nu, știți, nu să-i spun eu nimic. Nu de la început. Deci asta au fost a patra problemă. Așa. Ești 1, 2, 3 și 5 asemănătoare cu ce ați lucrat cu el. În schimb, n-a găsit grupajul deodată. La compara deodată. Le-a scăzut, le-a mulțit, le-a împărțit. Să-i dea, cum a zis domnul, o unitate. Aceeași idee de comparație într-o parte. Exact. Și-o mers split. Da. Ei, da, cu Oga. Și la probleme mi-a dat una la fel. Ca cealaltă. Da, l-am împărțit la 2, prima relație și a doua la 3 și mi-a dat 8. Da. Uite, vezi, începem să avem starea de bine când facem noi independent. Da, deci problemele, da. Și acolo unde nu merge, trebuie exact. Să spunem, n-am mers. Uite cum a fost exact. Asta, mai pus în împărcătură cu ogarul tău. Ei, acasă, dar probabil, nimic. Asta e foarte important. Foarte important ca să zic cu ce nu ți-e clar. Și problema chiar mi-a plăcut. Da. Urmează să o mai finisez și eu ca să văd ca formă de exprimare și să pot să ajung la tine. Așa, dragi, eu sunt usora, cum spuneți. La revedere! Stop! Sinteză ori. Și cu vulpea. Am făcut o singură problemă, facem de baftă aici. Dar ce să facem? Asta e, așa la matematică. Sinteză ori. Explicația problemei. Da, atâta tot. Nu, efortul făcut maxim ca să pot să explic problema. Problema prin comparație fiind acolo. Dar mai vedem. Ce vreau să spun? Temă pentru tine. Asta pentru... Eu asta era să uit. Uite. 7856. Da? 7856. 4938. Să împarți pe aceste două numere la 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fiecare. Și să scrii teorema împărțirii cu lesi pentru fiecare, adică proba. Dar, dragule, nu mai vreau la probă să scrie așa. Împărțitorul egal cu... Nu, de împărțitor egal cu împărțitorul oricâtul plus restul. Nu! Te văd înmulțirea! Așa au făcut-o. Da? Așa! Deci, de ultima oră mi-au scris numai asta. Exact. Ce mi-ai făcut tu ca să înțeleagă toată lumea? Că nu mă păcălești prea des, mai păcălești doar. Așa. Uite ce ai făcut, ca să înțelegem. Înțelegem, așa au făcut. Nu. A zis că cea mai importantă este scăzut, egal cu scăzutorul. Nu. De împărțit, egal cu împărțitorul oricâtul, plus restul, da? Da. Dar probă făcută la creion, la mână. Asta am făcut eu. Da, pe mult, le-ai scris-o, dar n-ai făcut concret. Băi, nu? N-am trăit-o la mine, că m-aș fi uitat, dar nu l-am. Eu să văd pe caiet cum îi zic. Bună, se facă 7.000, care a fost numărul? Dă-mi.
7856. 7856. 6. Egală cu împarți la 2 tu cum știi tu acolo și faci de câte ori la împărțirea asta? Hai să facem pregătirea asta. Mergi de câte ori? De 3 ori. 2 în 7. 3 ori, da, 2 în 7 2, de 3 ori. 3 ori 2 în 6. Pe 8. Da. Vine de 9 ori. 9 ori 2, 18. Da. Nimic. Da. Îl coborâm pe 5. Da. 2 în 5 vine de 2 ori. Da. Egal cu 4. Da. Îl coborâm pe 6. 1. Și îl coborâm pe 6. Așa. Și va veni 8. 8 ori 2, 16. Și iată că am găsit, ăsta e câtul. Și acum zicem, de împărțitul, 7856, egal cu, pui semn de întrebare, că nu ai făcut-o. De o parte te apuci și spui, de desubt zici, 3928 ori câtul, ori 2, și văd de desubt, 2 ori 8, 16, 2 ori 2, 4, și cu 1, 5, 2 ori 9, 18, 2 ori 3, 6, și cu 1, 7. Gata, egal, acum am scris, egal cu 3928 ori 2 plus restul, dacă ar fi fost, plus 0. Și asta înseamnă că e complet negreșitul fără. Deci asta probă. La mână. Să văd scris acolo. Da? Cât am dat mai două? Și probleme, un set de probleme. Mario, trebuie să te bucuri, mă. Că dacă reușești să mă găsești cu vulpi și cu de-asta, trebuie și mie cheful. Deci, 6, 7, 8 și 9. Că 10 și 10 și 11 sunt tot. Da, da. 6, 7, 8 și 9. Da? 4. Încă 4. 6, 7, 8 și 9. Da? 6. Nu, dar eu am sentimentul că tu mergi pe negații. Tu când spui acum, tu ești trist că nu-ți dau mai mult. Da? E bun așa. Da, când zici tu nu, este invers. Asta e la tine. Dacă știu bine. Să nu uita de like și să vă abonați la profundele la revedere. Da, mă, da. La revedere.